Poftim. Dacă te luți vânt, jos. Sigur că, chiar dacă sunt pentru prima dată acest cimitir, pe această adevărată a celor care într-un mod greu de descris, deși sunt multe bucăți, pagini scrise, noi putem doar să înțelegem și să-i compătimim. Așa cum spunea și preacuviosul părinte, pe unii știm, pe alții nu știm, unii sunt din neam, alții nu sunt din neamul, rudele noastre, dar lucrul acesta nu are nici o importanță. Este frumos faptul că dumneavoastră, locuitori al frumosului sat, de altfel Mahala, organizați deja tradițional această pomenire. Sigur, trebuie încă o dată subliniat și rolul bisericii și a preacuvioșilor părinți care păstrează această memorie nealterată, practic, pentru că așa au fost condițiile neiertătoare, dar și o sumedenie de unelte ale necuratului, care și-au adus contribuția directă la dispariția unor oameni cinstiți, unor oameni nevinovați. Să trăiți, să-i pomeniți și Dumnezeu să-i odihnească în pace. Să trăiți, să pomeniți și așa să fie.